Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Îmi face o deosebită plăcere să salut din nou prezența la București a Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Polonia, domnul Jacek Czaputowicz. Chiar la începutul primei președinții a României a Consiliului Uniunii Europene, într-un an însă cu multiple semnificații simbolice pentru relațiile dintre România și Polonia, anul acesta sărbătorim 100 de ani, un secol de relații diplomatice dintre România și Polonia, 3 decenii de regim democratic și 10 ani de la parteneriatul strategic dintre România și Polonia. Cu ocazia acestei aniversări a unui secol de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Polonia, îmi face o plăcere deosebită să îi înmânez omologului meu o copie digitalizată a 294 de dosare de arhivă, însumând peste 100.000 de pagini, care se referă la relațiile bilaterale, politica externă și internă a Poloniei, ajutorul acordat de România Poloniei după 1939, situația refugiaților polonezi din România, precum și exilul polonez în timpul celui de-al doilea război mondial. Jacek, this is... Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Just have a book of historical diplomacy here. Traditional Polish diplomacy just as kind of... Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Acum, revenind, sigur, la convorbirile de astăzi, mă bucur să constat că acestea au evidențiat încă o dată faptul că avem o decizie comună de a intensifica cooperarea bilaterală între România și Polonia, pornind de la similitudinile, interesele, pozițiile și abordările țărilor noastre, în ceea ce privește o gamă foarte largă de subiecte relevante și pe agenda europeană, dar și pe agenda internațională, inclusiv din punct de vedere al securității. Am reiterat dorința României de consolidare a relațiilor care deja sunt foarte strânse cu Polonia pe planul securității. Am relevat totodată necesitatea conferirii unui plus de robustețe componente economice a relațiilor dintre noi în cadrul parteneriatului strategic, o creștere a volumului schimburilor comerciale care atinge în fiecare an cote tot mai înalte în relațiile dintre România și Polonia, iar agenții economici și cei polonezi care fac multiple investiții în România, dar și românii care privesc cu mare interes piața din Polonia, o dezvoltă în continuare. Cu privire la prioritățile președinției române a Consiliului Uniunii Europene, m-am referit la cei 4 piloni pe care acestea sunt structurate: Europa Convergenței, Europa Siguranței, Europa Actor Global și Europa Valorilor Comune, și am mulțumit în mod special omologului polonez pentru susținerea acordată României în procesul de reflecție asupra acestui mandat. Am arătat că pe fundalul derulării acestui proces, România va urmări insistent promovarea coeziunii ca valoare comună europeană, depășirea diviziunilor dintre țările membre și identificarea unor modalități de consolidare a rolului Uniunii Europene. Cu privire la cadrul financiar multianual sau bugetul Uniunii Europene după 2020, am salutat abordarea noastră comună în favoarea unui buget echilibrat care să mențină politica de coeziune și politica agricolă comună ca principale poziții și politici ale viitorului buget și care să ofere în același timp un răspuns adecvat noilor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană în această perioadă. Am constatat că România și Polonia au opinii asemănătoare
cu privire la perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și am reafirmat angajamentul față de consolidarea politicii de extindere pe care o sprijină și România și Polonia, precum și viziunile noastre care coincid în mare măsură pe toate liniile de acțiune referitoare la parteneriatul estic, la sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova și am evidențiat în acest context că atât Balcanii de Vest cât și parteneriatul estic vor reprezenta priorități pentru România pe durata președinției noastre. În același timp, am văzut cu satisfacție că România și Polonia doresc o relație transatlantică robustă și stabilă. Apreciem participarea consistentă a Poloniei la implementarea prezenței avansate în România și în regiunea Mării Negre și la rândul nostru participăm și noi în Polonia la eforturile de consolidare a prezenței NATO în cadrul grupului de luptă condus de Statele Unite ale Americii în sprijinul abordării coerente al sprijinului și solidarității aliate. Adept a consolidării prezenței NATO în Marea Neagră, România se bazează pe susținerea de către Polonia a eforturilor pe care le dezvoltăm în acest sens. Asemenea, Poloniei și noi susținem consolidarea inițiativelor în derulare sub egida politicii de securitate și apărare comune a Uniunii Europene, având ca obiectiv principal dezvoltarea capacităților de apărare a Uniunii Europene în condiții de complementaritate și într-un parteneriat reîntărit cu NATO. Formatul București 9 și-a dovedit deja valoarea adăugată în promovarea obiectivelor comune ale actorilor angrenați, inclusiv al României și Poloniei, cu privire la temele majore de pe agenda NATO și a Uniunii Europene în domeniul securității și apărării. Vedem formatul București 9 ca pe un proiect care, în sinergie cu altele, cum ar fi inițiativa celor trei mări, poate produce rezultate pozitive durabile pentru statele participante, dar și pentru statele membre ale Uniunii Europene. Încă o dată mi-a făcut o plăcere deosebită să avem o discuție atât de deschisă și atât de prietenească, de fapt ceea ce caracterizează raporturile dintre România și Polonia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi Teodorowi Meleszkanu za zaproszenie i za możliwość przeprowadzenia owocnych rozmów, które będziemy jeszcze kontynuować w dniu dzisiejszym. Jest to moja pierwsza wizyta zagraniczna w tym roku. Jestem także pierwszym zagranicznym gościem pana ministra Meleszkanu w czasie rumuńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Dla nas jest to też pewien symbol wskazujący, że Polska przywiązuje dużą wagę do funkcjonowania Unii Europejskiej, do prac Rady Unii Europejskiej. Moja wizyta w Bukareszcie pokazuje także nasze zaangażowanie, aby rozwijać bardzo dobre relacje dwustronne oraz ściśle współpracować z Rumunią w sferze polityki bezpieczeństwa, w tym w ramach NATO, i w różnych formatach regionalnych. Mam tu na myśli przede wszystkim ścisłe współdziałanie w ramach formatu bukaresztańskiego, dziewiątki bukaresztańskiej, grupującego państwa wschodniej flanki NATO, a także mam na myśli trójkąt Polska, Rumunia, Turcja, czy wreszcie inicjatywę Trójmorza. Owocne spotkanie w ubiegłym roku, szczyt Trójmorza odbył się właśnie w Bukareszcie. Moja wizyta ukazuje również zakres naszego zaangażowania we współpracę z wszystkimi partnerami w Unii Europejskiej, jak również wolę poszukiwania wzajemnie akceptowalnych rozwiązań i decyzji w celu budowania przyszłości Unii Europejskiej. W tym roku będziemy obchodzić stulecie nawiązania dyplomatycznych relacji między naszymi państwami. To symboliczny
punct odniesienia dla naszych działań na rzecz umacniania stosunków dwustronnych. Bardzo dziękuję naszym gospodarzom za przekazanie w formie elektronicznej ważnych dokumentów związanych z tą rocznicą. To był dobry okres naszych relacji, okres niepodległości Polski po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku aż do roku 1947, więc jeszcze okres pierwszych lat powojennych, kiedy komunizm się nie ustabilizował na dobre w Polsce. Podczas wizyty będę miał okazję spotkać się z panią premier Rumunii, panią premier Dancilą, wszechstronnie zaangażowaną w kształtowanie bliskich stosunków między naszymi państwami, bardzo aktywną podczas przygotowań do ubiegłorocznych konsultacji międzyrządowych, które podkreślają strategiczny charakter naszych relacji dwustronnych. Istotnym tematem rozmów z panem ministrem była bliska współpraca w dziedzinie polityki bezpieczeństwa w różnych formatach, dwustronnym, regionalnym, w ramach NATO. Przedyskutowaliśmy plany na rok bieżący, wymieniliśmy poglądy na temat sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO oraz w basenie Morza Czarnego. Tak, zgadzam się ze słowami, które wskazują na to, że nasi żołnierze są w państwach nawzajem się tu reprezentujących, Polacy w Rumunii, Rumunii w Polsce, i że oba państwa przywiązują szczególnie ważną wagę i znaczenie do relacji transatlantyckich. To nas łączy w naszej polityce zagranicznej. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi postrzegamy jako strategiczne, kluczowe dla bezpieczeństwa tej części świata. Obszernie omawialiśmy aktualne tematy związane z agendą Unii Europejskiej, w tym dotyczące polityki energetycznej, wieloletnich ram finansowych, polityki spójności, polityki migracyjnej. Odnotowujemy zbieżność poglądów w większości kwestii będących na agendzie, leżących na agendzie Unii Europejskiej. Nasza współpraca ulega wzmocnieniu także w kontekście prezydencji Rumunii w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2019 roku. Gratulujemy objęcia prezydencji. Życzymy rumuńskim przyjaciołom skutecznej pracy i realizacji najważniejszych zamian. Polska będzie wspierać prezydencję Rumunii w realizacji jej słusznych, dobrze określonych priorytetów. Wierzymy, że rumuńscy przyjaciele świetnie poradzą sobie z wyzwaniami. Postrzegamy Rumunię jako wyraziciela, czy też rzecznika punktu widzenia państw Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowią istotną, nierozerwalną część Unii Europejskiej. Jesteśmy zgodni, że państwa Bałkanów Zachodnich potrzebują naszego wsparcia w procesie integracji europejskiej. Przedstawiłem panu ministrowi nasze plany i cele związane z organizacją szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w lipcu tego roku. Prezydencja Rumunii ma także ważne inicjatywy skierowane do tego regionu. Jesteśmy na etapie ustalania, jak stworzyć synergię między tymi działaniami. Poruszyliśmy wreszcie temat rozwijającej się współpracy gospodarczej, możliwości jej dalszego wzmacniania. Polskie firmy, obecnie ponad 1000, inwestują w Rumunii. Liczymy na wzrost obecności firm rumuńskich w Polsce. Jesteśmy otwarci na naszych partnerów z Rumunii. Kwestie te będą przedmiotem dalszych konsultacji. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie do złożenia wizyty w Bukareszcie. Dziękuję bardzo.